Ministrul Sănătății Nicolae Bănicioi a anunțat marți că ministerul pe care îl conduce pregătește un proiect de lege a vaccinării. Președintele Societății Române de Microbiologie, profesor dr. Alexandru Rafila, a afirmat că există riscul de izbucnire a unor epidemii deoarece acoperirea vaccinală a scăzut. În România, rata de vaccinare împotriva rujeole, rubeole și oreionului a ajuns la 75%, cu 20% mai mică decât nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Și rata de vaccinare împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive este mult sub nivelul recomandat de specialiști. În România sunt imunizați împotriva acestor boli aproximativ 90% dintre copii. Specialiștii atrag atenția că numărul mamelor care își imunizează copiii este în continuă scădere. Cei mai mulți dintre părinți consideră că serurile incluse în schema obligatorie de vaccinare mai mult le dăunează copiilor decât să-i ajute. Din 1 aprilie 2015, Ministerul Sănătății derulează și finanțează 15 programe naționale cu impact major asupra sănătății publice, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate susține altele 14. Vaccinările cuprinse în calendarul național de vaccinare, precum și vaccinarea la grupele de risc, vor fi asigurate exclusiv de către medicii de familie. Această decizie este justificată de faptul că vaccinarea prin campanie școlară prezintă dezavantaje cauzate de lipsa cabinetelor de medicină școlară, dificultățile în urmărirea antecedentelor vaccinale ale copiilor, existența unor copii neșcolarizați și existența în cadrul aceleiași clase a copiilor cu ani de naștere diferiți, repetenți, veniți prin transfer din alte unități de învățământ. Conform Institutului Național de Sănătate Publică, scăderea numărului populației vaccinate are la bază două cauze principale. Pe de o parte, refuzul părinților de a-și vaccina copiii, iar pe de altă parte, problemele care au existat în anul 2014 în aprovizionarea cu vaccinurile necesare, atribuție care revine Ministerului Sănătății, precizează Ager Press.